Lupii o atacă pe Iulia, mai precis pe Unire Alba-Iulia, echipa pe care lupii galben vor să o treacă la capitolul victime, așa cum au făcut și etapa trecută cu Silvania, antrenată de Anca. Înfruntarea are loc mâine la prânz în Streșnic, acolo unde Petrolul joacă meciurile considerate pe teren propriu. Va fi primul derby al sezonului, asta și pentru că adversarul galben-albaștrilor este considerat rival la promovare. Duelul Petrolul-Alba-Iulia este și o luptă între cel mai bun atac și cea mai bună apărare. Găzarii au marcat 7 goluri în 2 partide, iar ardelenii au primit un singur gol în ultimele 3 meciuri.